Polițiștii și jandarmii din Târgu Jiu au fost în alertă mai bine de 2 ore în căutarea unui copil dispărut. Elevul de 11 ani venise să viziteze operele lui Constantin Brâncuș și a plecat din grupul în care se afla. În timp ce anchetatorii l-au căutat chiar și pe malul Jiului, băiatul ajunsese pe stradă și a fost văzut de un cunoscut. Băiatul de 11 ani plecase cu colegii de clasă din Bumbești Jiu să viziteze operele lui Brâncuș. A cerut voie să se dea pe un tobogan și dus a fost. Am zis, doamna dirigintă, țineți-mi și mie plăsuța să-mi iau și o popcorn. Să mă dau la pe tobogan. Deci a plecat după popcorn și... Da, era, da. Era toboganul aici, popcornul aici, nu esteți dumneavoastră. Este foarte misterioasă chestia asta, adică nu mi-a explicat câteva secunde copilul n-a mai fost. Au urmat alerta și apelul la 112. Polițiștii și jandarmii au căutat peste tot, chiar și pe malul Jiului, aflat în imediată apropierea parcului. Instructaj s-a făcut, deci, la copii. Știau că în cazul în care se întâmplă să se rezețească de grup, primul gardian sau primul polițist care îl întâlnește să spună de unde sunt și... să ceară sprijinul. Băiatul a fost văzut plimbându-se pe stradă de un prieten de familie care l-a luat și l-a dus acasă. Era în oraș, l-a luat din oraș? Vreau mai multe detalii. Bine, păi când aflați mai multe detalii m-a anunțat. Deci copilul e acasă, e bine. Bine. Mulțumesc mult. La revedere. Polițiștii s-au oprit din căutări după aproape 2 ore.